Bună seara, doamnelor și domnilor! Subiecte foarte importante în această seară. O să vorbim despre dezvăluirile pe care le face domnul Victor Ponta în legătură cu domnul Dragnea. Apropo de subiectul acela pe care l-am dezbătut și noi la emisiune, cum a ajuns lacul Belina în proprietatea Teldrum? A cui este această companie Teldrum? Domnul Victor Ponta spune că este limpede ca lumina zilei, că este această companie a domnului Dragnea. O să vedeți interviu pentru că face dezvăluiri incendiare. Curios este să vedem până unde va merge domnul Ponta cu dezvăluirile, pentru că evident știe foarte multe lucruri. Apare o nouă informație astăzi, cum că domnul Maior ar fi interesat să intre în politică, să se înscrie în Pro-România alături de Victor Ponta și să candideze chiar la alegerile din 2019, să vedem dacă pentru președinție sau poate țintește un loc în guvern sau chiar să fie premier, căci nu e prima dată când auzim de numele domnului Maior vehiculat pentru asemenea poziții. Ordonanța 13 ar urma să fie resuscitată la CCR. O să vă explicăm mai târziu despre ce este vorba. Și apropo de CCR, cei de la USR vin cu un proiect interesant. Niciun judecător de la CCR să nu fie avut a face cu politica în ultimii 9 ani. Așa cred cei de la USR că s-ar depolitiza această instituție. Sună bine, dar să vedem dacă se poate face lucrul acesta. O să vorbim puțin și despre rectificarea bugetară, care a încurcat multe planuri. În sfârșit, cei din guvernul Tudose s-au decis să facă această rectificare. Pozitivă înțelegem, ceea ce este foarte, foarte clar este că se taie investițiile masiv de la transporturi. Doamna Corina Crețu a venit în România și ne-a spus că există o îngrijorare teribilă la Bruxelles în legătură fix cu investițiile pe transporturi. Ce face domnul Tudose? Taie investițiile de la transporturi. Excelent, și de asemenea de la dezvoltare sunt tăiați banii. Unde se duc? Firește, la salarii. Îl salut pe Dan Bucura, colegul nostru de la PSNS. Bună seara, Dan. Mulțumesc de invitație. Domnul Aurelian Pavelescu, bună seara, președinte PNZCD. Bună seara. Și domnul Gelu Vișan, analist politic și membru PMP. Bună seara, domnule Vișan. Dan Bucura, eu din ce știu, chiar e o anchetă la DNA în legătură cu modul în care a ajuns lacul Belina la Teldrum. E o parte din așa zisul dosar Teldrum cu spețele. Bun, dar este foarte grav ceea ce spune domnul Victor Ponta și într-adevăr pe acea hotărâre de guvern, o să o arătăm și noi la televizor, apare și semnătura domnului Liviu Dragnea, care era ministru dezvoltării, și semnătura lui Victor Ponta ca premier. Da, numai că din păcate statul de drept n-a reușit până în momentul de față să închidă cercul, că altfel e foarte grav. Da, tu să semnezi către un consiliu județean pe care tu îl conduci, îl păpușerești, după aia să-ți dai ție o firmă, e foarte grav. Dar dacă statul de drept ar fi capabil sau ar vrea să închidă cercul și să și convingă poporul și până la urmă să pună cap la cap datele că această firmă are legătură cu Liviu Dragnea, atunci avem un subiect. Altfel, n-avem, că el o să spună, eu n-am nicio treabă, nu l-am mai văzut pe ăsta de când eram pe băncile grădiniței, că tot ăsta e discursul, nu? Deci nu s-a făcut încă o legătură. Toată lumea știe, noi râdem, presa spune. Ponta acum rupe ușile. Dragnea cu Grindeanul ăla cu Belina, dacă el n-are nicio legătură cu Teldrum. Ca orice client, că firma Teldrum, din ce înțelegem, a firmei Teldrum, care a concesionat de la Consiliul Județean povestea asta, ca să facă turism, să dezvolte acolo, să facă pescuit, să vină oamenii, poate ei spun că noi ne-am dus să plătim ca orice turist, să facem pe lac cu bărcuțele, să ne dăm și să vorbim. Nu, acum, sincer, lăsând gluma la o parte, că undeva suntem luați de proști. Uitați-vă ce se întâmplă. Victor Ponta, pentru că a fost efectiv dat deoparte și își dă seama că șansele sale de a mai reveni și în politică și peste tot și a fost lăsat și încolțit, e singurul care nu scapă din povestea asta cu statul de drept, a început să vorbească. Și săracul rupe ușile tuturor instituțiilor media. Deci nu, cine nu vrea, cine închide ușa efectiv, nu e prezent acolo. În rest, Ponta peste tot, ați văzut. Bine, și la hotel, nu mă deranjează. E foarte bine, e extraordinar. Problema mai gravă este că nu l-ascultă nimeni. Haideți să vă dau un singur exemplu. Atunci se confirmă ceea ce da, Victor Ponta. Exact, aici vreau să ajung. Nu l-ascultă nimeni și nu ascultă nimeni din cei care trebuie să ia măsuri, că noi l-ascultăm. Poporul cred că se îngrozește de ce spune Ponta. Dar eu vă spun un lucru care a rămas, a trecut așa, cu parcă nici n-a fost în ceea ce privește pe Victor Ponta și mi se pare cel mai grav, mai grav decât dezvăluirile de astăzi. Povestea aceea
cu aranjatul dosarelor la care și el a participat pentru, în favoarea lui Liviu Dragnea, împreună cu personaje importante din structurile de informații ale statului român la vremea respectivă. Păi în orice țară normală la cap, în 124 de ore, a doua zi dimineață, Victor Ponta era, dacă nu invitat, luat de pe stradă și dus la procuratură să scrie și să spună cu subiect și predicat, nu cum ne-a spus-o nouă în interviu ăla așa aruncată, cele două dosare, persoane din servicii, nu, oameni buni, să scrie cu subiect și predicat, în data de am participat, era Popescu, Ionescu, Georgescu, care i-au promis lui Dragnea asta, luați aia și tăvăliți, bă, în ce calitate erați voi, mă, acolo, ce erați, era șef de servicii, era șef de parchete, ce cum adică discutați lucrurile astea de față cu primul ministru al României? Nici măcar nu a fost întrebat. Au trecut mai bine de 48 de ore de la acea declarație extraordinar de gravă din punctul meu de vedere. Pentru că o spunea în calitate de fost prim-ministru. El la acele întâlniri a fost în calitate de prim-ministru. Nu a fost în calitate de, eu știu, a trecut pe acolo. Deși chiar și ca simplu martor, când ești martor la asemenea lucruri deosebit de grave, care țin inclusiv de siguranța națională, trebuie să mergi și să scrii. Altfel ești complice, ești tăinuitor, ești ce vrei. Nici o secundă nimeni nu-l întreabă și atunci tind să-i dau dreptate că nu e chiar bufonul regelui când spune, domne, ăsta e protejat, a fost și este protejat. Și statul de drept are o mare problemă pentru că ani de zile nu s-a întâmplat nimic cu toate aceste dosare. Au existat informări pe toate liniile, ați văzut, de la 21 sfert, de la naiba, de la denunțători, sunt zeci de oameni care au scris de pântelor, m-am pe acolo, foști prieteni, foști adversari politici, au scris, au făcut de-a lungul timpului. Nu s-a mișcat nimic, iar acum, în ceea ce îl privește pe Liviu Dragnea, se mișcă așa în rit de melc obosit, ca să fiu elegant, că e vineri seara, două dosărele, parcă mai vedem ce-i cu Teldrum, dar parcă nu e... Acolo e foarte clar, s-a dar, furat. Cel puțin în cazul lacului Belina, există documente, uitați, eu am aici o mulțime de documente. Da, s-a concesionat. Contract de cesiune gratis. A contractului de închiriere. Am aici toate documentele, act adițional la contractul de închiriere. Te îngrozești dacă citești. Consiliul Județean Telorman, cu Trident, Consiliul Județean Telorman, expunere de motive. Am toate documentele. Vreme, noi raport, doi cu salariile cu noastre mici de presa românească luam fără probleme această concesiune. Noi doi, eu cu tine, mergeam și luam acolo. Nu trebuia să avem puterea financiară al Hotel Drum. Deci asta a fost dată de pomană, eu spun, aproape gratis. Domnule Pavelescu. Da, eu vreau să clarific mai întâi juridic problema. Acest Hotel Drum nu este proprietar la Belina, cum titra și cum a spus Ponta. Pentru că este vorba de un act de un contract de concesiune. Ce înseamnă asta? Înseamnă că această insulă și apa de acolo sunt în proprietatea statului. Și acum sunt în proprietatea statului. Faptul că Victor Ponta, deși este jurist, folosește o terminologie specifică, juridică, într-un mod inadecvat, este un lucru foarte grav. Prin urmare, domnul Ponta a spus că este proprietate, l-am auzit eu. Am fost la lacul Belina și am avut... Pe proprietate privată. Exact. Am avut impresia că sunt pe proprietatea privată a lui Dragnea. Eu nu vorbesc despre o terminologie care se folosește inadecvat. Prin urmare, dacă acest contract se reziliază, se anulează, se reintră în proprietatea statului și a rămas în proprietatea statului, este vorba despre un contract de concesiune. Și concesiunea cum o face? În interes personal? S-a și spus. Deci încă o dată, vreau mai întâi să clarific niște chestiuni de terminologie juridică care se folosește nepotrivit. Păi nu, dar eu vreau pentru că să dreptul de proprietate eu. Înseamnă ceva, dreptul de concesiune, concesionar, înseamnă cu totul altceva. Concesionarul plătește o redevență, plătește o chirie și atât. Dar nu este proprietar. Dacă mâine Teldrumul vrea să vândă, nu poate să vândă pentru că nu este proprietar. Urez de consecințele juridice. Pe de altă parte, domnul Ponta spune, domnule, habar n-am dacă e ceva legal sau ilegal acolo. Ați văzut și puteți relua, să spunem, această afirmație. Păi dacă nu e ilegal, sau dacă nu știe că e ilegal, atunci de ce face aceste afirmații? Domnule Pavelescu. Domnul Ponta, eu comentez acum strict. Nu, dar dumneavoastră nu ce țin niște zone nu, din asta. Nu, clarific. Deci eu așa am înțeles, așa am înțeles eu. Deci scos de la apele române, da? Acest lac și nu cu insula. Deci o scos de din proprietatea sa. O trimis la Consiliul Județean Telorman. Care este tot al statului. Dar scrie foarte clar de ce o trimit la Consiliul Județean Telorman. Ca să facă acolo bază de agrement deschisă publicului.
Da? Încă o dată, ce spuneți dumneavoastră nu contrazice cu nimic ce am spus eu. Este vorba despre raporturi juridice care sunt altele decât despre care se vorbește despre dreptul de proprietate. Această societate privată nu are drept de proprietate, este simplu, fără discuții. Dar domnul Ponta spune că ar avea și se prea chestia asta și se... Pe de altă parte, ca să înțelegem unde ar putea să fie ilegalitatea. Această baltă insulă era în administrația guvernului. Da. Prin hotărâre de guvern, Victor Ponta transferă tot în proprietatea statului, dar de la guvern la Consiliul Județean. Da. La Consiliul Județean, pentru că acolo ar trebui să fie problema, niște consilieri, Consiliul Județean, a hotărât acest lucru. Pentru că toate contractele de concesiune sunt votate în Consiliul Județean. Prin urmare, ar trebui să găsim responsabili în Consiliul Județean care votează toate aceste contracte de concesiune pe proprietatea statului. Cum spun, a și rămas proprietatea statului, dar s-a dus printr-un contract de concesiune la această societate. Unde ar fi problema? Cum am înțeles eu, că prețul concesiunii ar fi prea mic. Aici este problema juridică. Și că s-a schimbat destinația obiectivului. Se putea schimba destinația. Eu pot să mă duc să iau un lac de la stat și să-mi fac eu o baltă dacă să... Dacă acolo, în contractul de concesiune, destinația este aceasta, turism și unde așa mai turism departe. Acolo? E bază privată. Haideți să vorbim despre chestiuni juridice. Nu intră nimeni acolo. Problema ar fi prețul, care ar fi foarte mic. Cum înțeleg? Ori aici trebuie stabilit. Cine a stabilit prețul? Cum s-a negociat? Există niște standarde, există niște criterii prin care se stabilesc aceste redevențe sau nu. Bine, în România toate redevențele sunt foarte mici. Și dacă... Că și Petromul plătește cele mai mici redevențe din lume pe concesiunile, dar aici și nu se discută, că aici este tabu. Corect. Adică pe prețul concesiunilor, pentru că Petromul nu are, a privatizat pe OMV-ul, Petromul, cu tot ce însemna el, dar s-a încheiat și un contract de concesiune pe rezervele României de petrol și gaze naturale până la epuizare. Petrolul și gazele rămân la statul român, dar redevențele pe care le pătrește OMV-ul acum sunt ridicol de mici, sunt, nu știu, nesemnificative. Chestiunea este mult mai interesantă dacă DNA-ul ar face o cercetare și cu privire la aceste redevențe pe care le pătrește petrolul pe rezerve de petrol și gaze ale României. Pentru că raporturile, să spunem, de Haideți tip să ne întoarcem juridic la sunt aceleași. La baltă. Bun. Pe de altă parte, doresc și eu și dumneavoastră toată opinia publică să aflăm foarte clar cine e proprietar la Teldrum. Pentru că proprietar pe societăți comerciale nu poate să fie, cum să spun, persoane necunoscute. N-are cum, există registrul Fantome. Comerțului și așa mai departe. Dacă cineva e în spate, cum este în spate? Sunt băgați la înaintare și se practică asemenea chestiuni. Cum s-a întâmplat acest lucru? Dar de cel puțin 6-7 luni nu vine nicio instituție a statului să-mi arate o dovadă că... Au o mare problemă aici. Da, au o mare problemă, e din o problemă păcate. Foarte, foarte, până când o să rezolve dosarele astea, eu pe mine nu o să ca jurist, mă convingă că fac de profesie sunt avocat serios. Și nu sunt procuror. Ca jurist, nu ca avocat sau ca procuror, dar am formație de avocat, întreb, domnule, vreau dovezile pe masă. Statul român cu DNA-ul și ceilalți să producă aceste dovezi, că Dragnea, și nu numai el, vorbim de mulți alți oameni politici, se află în spatele unor societăți, unor afaceri. Trebuie discutat pe dovezi. Pentru că altfel, ați spus de prețul concesiunii. Da. Prețul concesiunii este una și, într-adevăr, da, se poate ancheta aici să vedem cât s-a plătit, dar și destinația obiectivului. Faptul că scopul, pentru ce l-ai trecut prin deci toate fazele astea? Deci juridică. Dacă Consiliul Județean... Eu pot să mă duc la Uniunea Europeană să cer bani europeni, să spun că fac un centru din ăsta și eu să-mi fac hotel. Deci, încă o dată, dacă destinația a fost schimbată, banilor... nu cunosc contract, dacă destinația a fost schimbată, dacă ceea ce se întâmplă acolo este altceva decât ce este în contract, din nou este o chestiune de legalitate și de, sau nu se întâmplă nimic. Deci, permisiunea noastră, haideți să, ca fost consilier județean, eu am mai încercat să vă explic în această emisiune, fără prea mare succes, și vreau să spun și eu două vorbe despre domnul Victor Iorel Ponta. Ca și consilier județean vă spun că în acest moment în România, dacă o să căutați pe Google și indiferent spectatorilor să caute concesiuni consilii județene, o să vedeți că foarte multe din terenurile, activitățile care aparțin consiliilor județene sunt concesionate către firme private, pentru că este totalmente neproductiv pentru un consiliu județean
să administreze și să facă o afacere, pe de o parte. Pe de altă parte, în momentul în care există foarte multe concesiuni, pe de altă parte, în momentul în care un Consiliu Județean spune activitatea ce se va desfășura acolo este aceasta, nu este obligat să facă el acea activitate, iar concesiunea, atâta timp cât nimeni nu dă în judecată consilierii județeni din Teleorman care au votat această concesiune, este legală. Acum, constat că domnul Victor Viorel Ponta face ceea ce face de fiecare dată. Aveți dovezi, am dovezi. Minte cu nerușinare. Da? Acum, după aia, de la România TV, trebuie să încep eu să spun aveți, în locul dumneavoastră. Aveți dovezi, am dovezi. Minte cu nerușinare. Pentru că dovada este următoarea. Toată presa scrie de 8 ani de zile, nu mai spun de afirmațiile mele publice, da? Victor Ponta și tot PSD-ul, iarăși minte cu nerușinare, știe de influența lui Dragnea Anteldrum, tot PSD-ul. Da? Că e a lui, că nu e a lui, ceea ce știe PSD-ul. Nu spun ce știu eu, eu spun ce știe PSD-ul. Știe de lucrările pe care le-a făcut el drum cu primarii sau consiliile județene PSD. Să vii acum ca o floricică, scuze ce ne au, ca să vii acum ca o floricică și să spui că, vai, da, eu n-am știut, minte cu nerușinare, da, minte. Și sunt N exemple pe care pot să-i le dau pe această minciună. Dar mai îmi place ceva la Victor Ponta, foarte tare. Îmi place, unul, că pe înțelegerea pe care are cu Chioveși, pe înțelegerea pe care o are cu Chioveși, aveți dovezi, am dovezi, cu locuri de întâlniri în vie, aveți dovezi, am dovezi în spațiu public, pe această înțelegere i-au fost stinse mizerabil de către Departamentul Național Anticorupție, pe data de 12 iulie, dosarul cu Rovinari. I-a fost închis. Ponta a fost declarat nevinovat. Pe înțelegerea pe care a avut-o pe Puciul organizat, aveți dovezi, am dovezi, cu... Unde sunt dovezile? Poftim? Păi da, na, 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 na. Cine e interesat să vă acuze și să vă treziți cum s-a trezit doamna Liliu Sesăraga, care a încercat să spună într-o emisiune lucruri. Eu acord, bă. E un jurnalist, la fel ca dumneavoastră, care a fost acuzat pe nedrept în niște afirmații ale mele. Dar o să ne ocupăm noi și de CNA și de doamna Pora și de toți aceia care au scris acolo. Nu, nu, nu. Asta sună amenințare. Nu, 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 nu. O să ne ocupăm în sensul că să spunem ce se întâmplă acolo, care sunt șmecheriile care se fac și pe acolo. Hai, dar nu avem timp acum. Da. Acum, discutăm despre povestea asta cu Ponta. Ponta ce face? Face așa. Face un puci organizat de Maior. Dumneavoastră ați dat două știri acum și acum o comentez și pe a doua. Un puci organizat de Maior. Am spus public lucrul acesta de peste 5 ori la B1 aici, că cel care a organizat guvernul Ponta Grindeanu a fost Maior. Că știrea astăzi este că și Ponta se duce la Hot News, că la Hot News te duci decât dacă ești cu sistemul, că n-ai ce să cauți cumva acolo. Dar nu te primește. Adică acolo e barieră. Nu e chiar așa. Haideți. Îmi spuneți vreunul care o critică pe Laura Codruța Chioveși, care este invitat la Hot News. Unul singur. Apropo de obiectivitate. Aștept. Un cetățean din această Românie care o critică pe politician, nepolitician. Păi, Victor Ponta a criticat-o. Nu. Acum, după 12 iulie, când i-a închis dosarele. Adică îl găsești nevinovat. Eu sunt din... Nu asta se scrăovean, că eu scrăovean. Noi nu știm ce făcea Victor Ponta la Rovinari. Cum punea mâna pe telefon când era la acolo și ce făcea acolo. Ne luăm la mișto acum și ne ducem la Hot News după ce ne închide DNA-ul dosarul. I-a închis dosarul. L-a declarat de nevinovat parchetul general. Wow! Ce tare! Deodată Victor Ponta îl prezintă pe cel care a coordonat guvernul Grindeanu Ponta, da? Cel care vrea să-l dea jos pe Dragnea, îl prezintă frumos, curat, altfel. Ia că te vine și domnul, cum îl cheamă? Nu mi-aduce asta aminte de o altă înțelegere. Văd-o cu o știre. Aveți dovezi, am dovezi. Și astea sunt grele pe care le am. Da? Dar nu le spun decât în fața cui trebuie. Maria Dumnezeu. Nu. Nu vreau să bag oameni nevinovați în pușcărie, că ia Laura Codruța Covaș și decapează acum cu totul. Că așa a zis, că decapează. Îi decapează de unde să văd pe ea. Deci, care îmi spun lucrurile astea? Există o înțelegere. O altă înțelegere. Iar domnul Victor Ponta e foarte supărat pe această altă înțelegere, care îl cuprinde și pe Dragnea. Că înțelegere ce? Cu sistemul. Că ce? Și Dragnea și alții au o anumită înțelegere de a nu păți nimic, cum n-a pățit nimic și Victor Ponta, pentru că el a fost dat exemplu, lui s-a închis dosarul și a fost declarat nevinovat pe, nu există fapta, pe 12 iulie. Taman, când era cu guvernul, știți, în perioada aia, cu guvernul dat jos Dragnea, bă, cum s-a nimerit ca să coordoneze? Dar cine a făcut înțelegerea asta? Că vreau și eu să știu. Cine a făcut această Laura înțelegere? Codruța, Laura Codruța Chioveși și cu Coldea. Când a făcut această înțelegere? În aprilie. Anul ăsta? Da.
Că nu o să pățească nimic? Păi și da. De ce i-a deschis dosare pe bandă rulantă? N-a zis să întreabă și prin Brazilia? Știți cum era noi la Dolj? Când bagi la un, să nu zic, un animal, că după aceea zice cumpărație, sunt foarte atent ca să nu mai poți să-și mâna să chiar vă rog. Da, foarte atent. Deci când bagi la un animal, un belciug în nas aici și la capătul ăsta e lanțul, tu știi că dacă tragi odată de lanț, așa îl doare nasul pe ăla, pe ființa aia, dar o doare nasul. Deci, politicienii care sunt șantajați au un belciug în nas și trage așa de el. Dacă vrea, pe Victor Ponta, pe acuzațiile pe care le avea de la DNA, care tot Chioveși a închis dosarul, că l-a disjuns chestii socotei. Domnul Vișan, eu nu știu ce a fost în acel dosar, chiar nu știu. Cum, doamnă, cum da. Știți tot ce rovinați? Haideți că, doamnă, haideți, auziți, nu sunteți obiectivă. Nu sunteți obiectivă. Adică, un domne, dosar închis... Nu sunt avocatul domnului Ponta să știu ce e în dosar. Doamnă, atunci... Noi Liviu Dragnea este acuzat documente. De ceva? Noi vorbim despre documente. Liviu, ce și tot de documente vorbesc. Eu vorbesc am de documente care înseamnă... Păi nu, că Ponta este cel care minte la televizor. Nu, nu, nu. Ponta e cel care a făcut înțelegere cu Chioveși. Fiind vie, scrie public lucrul ăsta. Da. Eu vreau să spun că nu cunosc ceea ce știe domnul Vișan. Dar este verosimil. Nici nu ce e în dosarul lui Ponta. Nu, dar este verosimil. Dar este verosimil. Problema, ca să revenim la subiect, acestei tranzacții este alta și merge într-o zonă politică. Deci toată lumea se duce pe zona asta penală. Penal, DNA-ul, arestări, cătușe, îi luăm și așa mai departe. Problema este de cu totul altă natură. Nu avem în momentul ăsta, din ceea ce vedem în spațiu public, un dosar penal. Nu există un dosar, nici măcar o acuzație. Dar la Ponta am avut un dosar penal da, de, numai puțin, de numai, numai puțin. Aici nu avem dosar penal. Deci dacă e nevinovat. Vreau să, nu avem de ce. Se vorbește despre Veromita, se vorbește de un trafic de influență, se vorbește de, vorbim de infracțiune de corupție. Nu, nu se vorbește. Nu avem în momentul ăsta un dosar penal din spațiu, din informațiile pe care le avem în spațiu public, iar domnul Ponta asta a și spus. Nu știu dacă ceva este ilegal acolo. Și el știe că nu avem în momentul ăsta un dosar penal. Problema de fond însă rămâne. Pentru că aceste influențe politice, și vorbim de influența domnului Dragnea, cu acest teldrum, și de multe alte sute de societăți care, de fapt, sunt butonate din spate prin metode de tip, să spunem, influență politică, au paralizat România. Aceasta este o problemă care însă are o dimensiune mai degrabă politică și nu penală. Dar în acest moment. Trebuie să fac o precizare apropo de urmărirea penală. A început urmărirea penală într-un dosar, o știre de pe, din data de 13 început, iulie. Rem, nu înseamnă nimic. DNA începe urmărirea penală față de fostul președinte al Consiliului Județean Telorman în afacerea Belina, locul preferat de pescuit al lui Dragnea. Vom vedea. Începerea de urmărire penală este un pas. Spuneam că e o anchetă la DNA în legătură cu față de Dragnea. Nu mai față de Dragnea, n-am dar nu față de Dragnea, pentru că aici subiectul discuției care este Dragnea. Atacul lui Ponta la Dragnea, vine Ponta și face foarte multe dezvăluiri. Miza și, să spunem, ținta este Dragnea. Ponta dorind să capitalizeze electoral pe partidul pe care, cu care vrea să meargă mai departe în alegeri. Aceasta este, să spunem, schema acestui atac. Vrea să capitalizeze electorat spunând următorul, domnule, Dragnea distruge PSD-ul, este un dictator, revine cu PSD-ul în anii 90 și așa mai departe. Este o miză politică și electorală în spate. Nu este ceva gratuit. Nu vine domnul Ponta și spune, domnule, mă duc și fac un denunț, știu niște lucruri, trebuie să fac acest denunț la parchet, oriunde. Nu avem un joc de a face dreptate. Nu, avem niște informații din interior. Deci băieții făceau aranjamente, că doar dar au fost în același guvern, Ponta era premier și procurorii care Dragnea sunt în spatele unor afaceri, cu oameni din serviciile secrete care se află în spatele unor afaceri. Și eu să cred aceste informații care vin din interior. Da. Această țesătură este foarte deasă. A pierdut statul vreun ban? Ce anume? A pierdut statul vreun ban? Vorbim de prejudiciu, vrei să spui. Există vreun prejudiciu acolo? Au făcut bază de agrement? Era înainte ceva? Păi în hotărârea de guvern. Scrie în câți ani trebuie făcută baza? Domnul Vișan, da, vă întreb. Ăsta este motivul pentru care a fost scos la cu Belina, da? De transferat de la... Și aveți certitudinea că nu se va face la bază de agrement? Aveți păi unde e, domne, unde e agrement? Când a fost scoasă? În 2015. Deci, 2015. Încă o dată vă spun. Atât timp cât în hotărârea de consiliu... Nici eu nu sunt avocatul lui Dragnea. Apropo, că a zis că nu sunteți avocatul lui Ponta. Păi nu sunt, normal. Dar așa, dar vă mai spun ceva, că am vrut să fac această rectificare. Ponta și-a aranjat dosarul și a fost ăsta pe 11 mai.
după în iunie a urmat lovitura de guvern. Nu știu dacă a fost aranjat. Nu. Dosarul a fost aranjat cu Turcia. Nu, nu mai spuneți că au fost aranjate. Nu, există informații publice. Nu publice. Dacă există informații și dovezi sau informații în zona instituțiilor statului și nu sunt deschise dosare penale, este foarte grav. Ce spune domnul Vișan aici. Dacă aceste lucruri sunt cunoscute de instituțiile statului, sunt ținute la secret și ele sunt folosite pentru șantaj, este foarte grav. Extraordinar de grav. Trebuie să plecăm din țară. Încă o dată. De ce? Pentru că toate aceste, imediat, toate aceste informații deocamdată cu care se pot șantaja oameni politici, conduc la ce? La legi care se dau cu dedicație? La contracte care se dau cu dedicație și contracte ale statului care poate să fie de miliarde de euro? Ori noi trebuie să știm dacă aceste informații, că s-au făcut înțelegeri pe impunități, domnule, nu răspunzi pentru că ne-am înțeles cu oamenii care conduc acest stat, vorbim de decidenții politici, este un lucru foarte grav. Evident. Aici ar trebui să dezbate prima dată. Să spun un lucru, că văd că noi totuși ne pierdem în niște detalii tehnice, importante de altfel, dar într-un mediu juridic, dar pierdem esența. Spunem că concesionarul nu e proprietar. Sunt de acord cu noastră. Dar dacă munții Făgărași mi concesionează mie lui Bucura, statul român, pe un leu pe lună sau 10 lei pe lună. Dar este posibil. La fel pe logica domnului Vișan, statul român nu pierde nimic. Doar îi dă lui Bucura pe un leu, munții Făgărași. Așa e și cu asta. Ați căutat concesiunile de... Mai spuneți-mi de o concesiune de conținut. Păi nu, să vă spun. O să caut în emisiune. Ați zis-o și o să mă uit. Încă o dată vă spun. Consiliile județene nu fac afaceri. Când vă dăm și legea. Atenție, uitați-mă să vă explic. Păi nu fac afaceri, dar concesionez pe bani. Pe bani buni. M-a scuzat puțin. Consiliile județene nu fac afaceri. Nu ridică hoteluri, nu ridică baze de agrement, nu își cumpără bărci, nu fac turism. Consiliile județene, ascultați-mă până la capăt, când au o proprietate și vor să o pună în valoare, o concesionează. Da, este o practică. Așa se face peste tot în această țară. Dacă contesta cineva concesiunea, cred că nu mă înțelegeți ce zic. Eu vorbesc de valoarea concesiunii. Păi despre asta vorbim. Că i-a dat-o pe un leu și ăsta îi permite, metaforic, și ăsta îi permite această redevență mică să nu facă nimic. Atunci ne îndreptăm. Dacă eu dădeam o sumă mare, l-ar dea la buzunar să facă ceva. Toți consilierii județeni care au votat această concesiune ajungem unde trebuie duși în fața justiției. Aici vreau toți să ajung. Consilierii județeni, să atenție, spunem că nu-i nimic. Că aveam aici două chestiuni. Dacă Dragnea se ducea la Ponta, cum zice el că s-a dus și a ținut lucrul ăsta ascuns până acum, poate fi acuzat de tăinuire și este la fel de vinovat ca și Dragnea dacă i-a dat lucrul ăsta la cerere. Presupunând că este așa, Dragnea s-a dus, a luat-o Consiliul Județean. Dar hotărârea de concesionare, fiind vorba de patrimoniu, știți cu cât se ia? Știți cu cât se ia? Cu câte voturi? Cu două treimi. Cu două treimi. Aia înseamnă că, domnilor, cei care au votat în Consiliul Județean în acest moment, dacă există dotare în red, trebuie chemați la DNA. Deci, transferul, stați că trebuie să vă spun ceva foarte important. Transferul s-a făcut în septembrie 2013, da? Spre Consiliul Județean Telorman. Ce spune hotărârea de guvern? În cazul nefinalizării investiției în termen de 4 ani, în ce an suntem noi? În ce an suntem? 2017. Așa. Imobilele transmise revin în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale Apele Române. Deci, vedeți, se reziliază de drept. Și? Păi bani a câștigat Consiliul Județean Telorman din afacerea asta? 4 ani. Deci am nevoie de DNA și de nivelurile care sunt în conta. Într-un mod tehnic. De foarte multe ori sunt contracte de concesiune al căror preț este foarte mic. Din ce motiv? Pentru că presupun investiții. Pentru că presupun investiții. Da. Pentru că dacă iau niște, nu știu, niște bălți cu niște bărăși și așa mai departe. Aici imaginele arată că am avut zero până acum. Nu știu, trebuie văzut cum erau imagini înainte, cum erau. Sunt chestiuni pe care alții trebuie să le cerceteze. Dar este motivul, unul dintre motive, pentru care redevențele de multe ori sunt foarte mult mici și sunt de multe ori, să spunem, simbolice. Pentru că o asemenea concesiune înseamnă niște oameni care sunt plătiți acolo niște salarii, înseamnă un venit minim și pentru Consiliul Județean această redevență, înseamnă ceva decât nimic și abandonarea unui asemenea obiectiv. Problema este, cum spuneam,
la redevențele foarte mici, acolo unde se câștigă foarte mulți bani. Respectarea contractului. Aici ar trebui făcut o anchetă chiar jurnalistică. Domnule, cât a câștigat Teldrumul așa 3 ani, 4 ani? Era senator de Călăraș, de Telorman. Că acolo e votul și al PNL-ului. E și votul în 2013 era USL-ul, era PSD-PNL la Teleorman, da, și votul e în unanimitate. Ia spune un senator de Teleorman, că sunt foarte curios, că în 2013, când Antonescu era senator de Teleorman, da? Și PNL-ul era în alianță. Și sunați și mitrăgii, da, de la PNL. Două, pentru că sunt voturile... Atenție, nu, e unanimitate, atenție, e unanimitate. Eu nu degeaba vă spun că alta e jmecheria, da? Jmecheria este următoarea. În momentul ăsta, Dragnea fiind hotărât a fi cel sacrificat pentru că Tăriceanu și cu Oprea și-au aranjat, inclusiv el a crezut că și aranjează în chestia din aprilie, așa i s-a promis. Dacă ăsta este trioul din aprilie la întâlnirea Laura Codruță, Chiuve și Coldea, lucrurile în care s-au aranjat. S-au schimbat foarte multe lucruri de atunci. Nu, în aprilie, și acum. Și cu Chiuve și s-au schimbat multe lucruri. Nu aș vedea. Eu da? În fine, hai să zicem. Pe întâlnirea asta, Dragnea a rămas cel sacrificat. Pentru că în acest moment, eu vă spun ce se întâmplă politic și eu vă spun ce se întâmplă pe aranjamentele sistemului. În acest moment s-a hotărât să fie decapat Dragnea, da? De către doamna Chioveși. Ponta a scăpat, i se vor închide toate dosarele la ordinul lui Maior, pentru că Maior a organizat puciul împotriva lui Dragnea. Iar în acest moment avem următoarea situație. Noi toți ne aruncăm ca înnecații pe Dragnea, care cu Teldrumul nu mai e nevoie, că e să știe. Adică ce să mai spunem noi, că Teldrumul e al lui Dragnea și cu toții. Da? Numai Ponta văd că află acum. Vai ce minciună ordinară. Dar când el știe... Nu acuzații concrete. Nu, e vorba de influența lui Dragnea în Teldrum. În sensul ăsta spun. Că nu câștigi toate licitațiile de sute de milioane de lei în țara asta, fără să ai acolo... Da, interesant este care e miza politică finală. Care e miza politică finală? Dacă băieții așa eu fapta și spun da, Teldrumul e al nostru până la pânzele albe, degeaba face ancheta. Trebuie să-l legi cumva pe omul ăsta, chiar dacă cu dovezi indirecte. Dar fapta că a intervenit, de exemplu, că a intervenit pentru o firmă privată, care este din Teleorman, nu e o faptă penală. În America se numește lobby, în România se numește un pic de trafic. Dar n-a intervenit la Ponta pentru firma privată, pentru că Ponta spune nu știam. A intervenit pentru Consiliul Județean? Da? Deci nu e faptă penală. Ca să intervii pentru un Consiliul Județean, e chiar în regulă. E chiar în regulă. Adică Dragnea oricum poate să spună domnei, județul meu, da? Eu nu mă bat pentru Dorici, că eu nu mai sunt acum deputat. Așa că asta cu Puciu, da? Și cu decaparea lui Dragnea, eu încă nu cred. Hai să vedem. Chiar dacă ar exista semne înțelegeri, este extrem de greu. Pentru că orice începere de urmărire penală trebuie votată de Camera Deputaților, unde PSD-ul are majoritate și nu va trece. Părerea mea este că toată această poveste, domnule, cum să îl decapăm pe Dragnea pentru a trimite noi dosare penale și așa mai departe, sunt discuții neacoperite. De ce? Pentru că nu va putea nici măcar începe urmărirea penală fără votul din Camera Deputaților, unde Dragnea este președintele Camerei Deputaților. Dacă vorbeau 100.000 de oameni în stradă... E foarte complicat. Și de ce aceste lupte incredibile pe persoane? Invers. Da, e rezistent. Pe persoane. Adică se încearcă domnul Ponta, eliminarea din toată persoane. A intrat în categoria rezistenților. Eu umblu la mine, gata. Eu am o problemă cu ce a spus Ponta, în sensul că se știau toate afacerile domnului Dragnea și că a fost protejat. Cu asta am o mare problemă. Știți, înțelegeți? Folosim, se știau, deci nu mai interesează dar, să fie scopri joc nimeni, dar că n-am nicio problemă personală nici cu Dragnea, nici cu Ponta. Întrebarea mea este, ok, ce s-a întâmplat? Ce au făcut acești oameni? Fie unii, fie alții. Ce au făcut? S-a știut despre bani. Ce au făcut? Bani. De ce nu au fost la răspundere dacă politică... au încălcat legea? În sfârșit, eu cred că este vorba despre un atac politic înainte de toate. Domnul președinte, ei se întâlneau cu SRI-ul, se întâlneau cu Ghiță, oamenii ăștia. Și ne mirăm acum că aveau aranjamente. Dar ce Ghiță n-avea, Ponta n-avea aranjamente cu Chiuveși? Dar care un politic la nivelul ăsta n-are aranjamente? Dragnea, că spune Andronic că stăteau la șprițuri. Andronic în eventul zilei spune, da, că ăstea stăteau la șprițuri. Că se duceau. Ăsta la altul Ghiță spune că la el în vie Ponta era cu Chiovecii. Hey. Nu știam ce făcea acolo, ce făcea acolo. Dacă da? Să ne luăm după vorbe, dacă multe... Este, bă, vorbe a căzut Coldea pe vorbele astea. Că l-am văzut pe Coldea. Și pe niște poze de la cheia. Și niște facturi. Și păi, da, niște facturi. Da, dar este și motivul în care miza principală este justiția. Adică... Miza principală este justiția. Dacă controlul justiției. De fapt, asta, domnule, care este până la urmă miza? Cu Ponta, cu Dragnea, cu... Miza este controlul justiției.
Și în opinia mea este nevoie de o modificare. Până în acest moment, justiția și este controlat. Da, haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate, apoi să vorbim despre acest scenariu pe care l-a lansat domnul Harnage în spațiul public, cum că domnul Maior s-ar pregăti să intre în politica mare din România, să facă echipă cu domnul Victor Ponta și să se încălzească pentru o candidatură în 2019. E o ipoteză interesantă și o vom analiza. Vorbim și despre Ordonanța 13. E resuscitată, cum vă spuneam, la Curtea Constituțională. Ordonanța 13 este cea care a scos 100.000 de oameni în stradă în ianuarie, în Piața Victoriei, și despre depolitizarea CCR. În ultimii 9 ani să nu fie avut de-a face cu politica. Un proiect al celor de la USR. Pauză și ne întoarcem.